Centrare bună, gol! Iașiul înscrie în finalul acestei prime reprize. Gonzalo Teixeira, al treilea meci la rând pentru el cu gol marcat. O reușită care ar putea totuși să anime puțin vestiarul, cât se mai poate, bineînțeles, vestiarul ieșenilor. Centrare foarte bună, dar și aici greșesc, din punctul meu de vedere, jucătorii din defensiva lui Hermannstadt. Este Iașul înscrie la singurul său șut pe spațiul porții. Și se analizează, să vedem dacă nu cumva a fost offside la Teixeira. Ultima dată când Hermannstadt a marcat 4 goluri într-o partidă a fost cu Oțelul în martie. A fost atunci o victorie cu 4-1 pentru echipa lui Marius Moldărășanu. Asta după ce Hermannstadt a fost condusă, dar nu mi-aduc aminte să fie avut totuși, e posibil să mă înșel, dar nu cred că a avut niciodată 4 goluri marcate într-o repriză. Este gol valabil, 4-1 așadar. Și ne așteaptă o repriză secundă extrem, extrem de interesantă cu Paul Iași, care chiar nu mai are ce pierde.